Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare. Să vedem titlurile ediției. Fermierii au reluat protestele joi dimineață, blocând din nou drumul de acces spre postul Vamal Leușeni. Totodată, patru formațiuni politice extraparlamentare cer demisia ministrului agriculturii Vladimir Bolea. Mai multe vă spunem la știri. Invitația de a investi în aeroportul internațional Chișinău aparține Maiei Sandu. Cui aparțin declarațiile, vedeți în cele ce urmează. Partidul Popular European a nominalizat candidatul unic la alegerile europene. Cine este acesta, vă spunem la știri externe. Și în Franța, agricultorii continuă să protesteze în timp ce guvernul francez dezvoltă o serie de măsuri speciale pentru a asigura o creștere a veniturilor acestora. Mai multe vă spunem în câteva minute. Fermierii au reluat protestele joi dimineață. În acest context, patru formațiuni politice, Platforma DA, Liga Orașelor și Comunelor, Partidul Schimbării și Coaliția pentru Unitate și Bunăstare, cer demisia ministrului Agriculturii Vladimir Bolea. Potrivit reprezentanților blocului pro-european, anume ministrul agriculturii este responsabil pentru criza de amploare din industrie, care a și generat protestele fermierilor. Într-un interviu pentru postul nostru de televiziune, vicepreședintele platformei DA, Liviu Vovc, a spus că principalul motiv pentru care s-a luat decizia publicării unui comunicat de presă comun al celor patru partide politice, prin care se cere demisia lui Vladimir Bolea, a fost anularea unei întâlniri cu producătorii agricoli pe care oficialul însuși a programat-o pentru 21 februarie la ora 14. Ideea comunicatului a venit după ce ministrul Bolea ieri a amânat ședința care singur a preconizat-o cu agricultorii pentru ziua de ieri. Și în acest context vedem că este o neseriozitate din partea domnului Bolea și a Ministerului Agriculturii per general și atunci considerăm cele patru partide au luat decizia că trebuie de solicita demisia lui ca să vină o persoană competentă. Menționăm că miercuri ministrul Bolea a recunoscut pentru un post de televiziune privat că s-a grăbit să stabilească data întâlnirii cu fermierii. Totul este în derulare, adică problema nu poate fi rezolvată foarte repede într-o zi. Când am stabilit data întâlnirii pentru astăzi la ora 2, eram foarte optimist că voi avea strict câteva răspunsuri imediat. Recunosc, este vina mea, dar am telefonat dimineața pentru că atunci când am sunat să mă lămuresc dacă sunt răspunsuri, mi-au spus mai trebuie o zi sau două și așa l-am sunat pe domnul Plămădeală, l-am anunțat că nu vom avea întâlnire azi. Mi-am cerut scuze și am spus că până vineri vom pregăti toate răspunsurile la toate propunerile care au venit de la ei. Și încă câteva zile, dar încă se lucrează în beneficiul producătorilor agricoli. Nu pentru TikTok și nu pentru Facebook. Trebuie să venim cu răspunsuri la propunerile acestora. Am trebuit să venim cu răspunsurile la propunerile. Amintim că marți 20 februarie, în cadrul unei întâlniri cu fermierii, premierul Dorin Recioan a anunțat un mecanism suplimentar de sprijin, un împrumut agricol de urgență. Șeful cabinetului de miniștri le-a mai spus producătorilor de cereale că industria pe care o reprezintă este importantă, dar pe lângă aceasta există și alte zone de producție și economice din țară care necesită sprijin din partea statului. Eu repet un lucru și am spus asta de mai multe ori, în mai multe întâlniri. Protestul, blocajul, nu vă ajuta să aducem mai mulți bani în agricultură. Asta ca să fie clar. Cum trebuie să duceți voi, noi aducem, dați-ne oportunitatea să putem lucra, domnul ministru. Noi vă aducem bani, dați-ne voie, facilități. Uitați-vă, dacă dumneavoastră ați aduce bani, noi n-am avea această discuție. Dumneavoastră ați aduce bani, ați plăti impozitele și n-ați cere nimic de la stat. Acum, noi nu plătim impozitele, domnule ministru. Da. Să de atâtea companii este care plătesc impozite. Exact, de asta agricultorul. Deci, colegi, de asta agricultorii și au nevoie să fie subvenționați. De ce? Pentru că sunt expuși riscurilor. Între timp, joi, deja producătorii agricoli au reluat protestele în multe părți ale țării. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, drumul către postul Vamal Leușeni-Albița a fost din nou blocat.
Poliția se află la fața locului pentru redirecționarea și fluidizarea transportului. Amintim că acțiunile necomunicate ale organizatorilor despre intenția de blocare creează incomodități repetate celorlalți cetățeni. Anterior, la un post privat TV, ministrul afacerilor interne Adrian Efros a declarat că săptămâna precedentă unii fermieri care, potrivit lui, au refuzat să se supună cerințelor oamenilor legii au fost amendați. În contextul protestelor anunțate recent de către transportatori prin suspendarea curselor regionale și ale celor internaționale, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spânu a declarat că Agenția Națională Transport Auto va interveni dur ca să aplice legea pentru toți cei care nu vor ieși pe rute. Reacția președintelui Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, nu s-a lăsat prea mult așteptată. Declarațiile lui Andrei Spânu au fost făcute la un post privat de televiziune. Spânu a adresat un mesaj transportatorilor care timp de 3 zile își propun să își sisteze activitatea. Să fie clar, și am un demn către toți transportatorii. Acțiunea de sistare, în primul rând, va afecta oamenii. Și noi cu ANTA vom interveni dur ca să aplicăm legea pentru toți cei care nu vor ieși la traseu. Este inacceptabil. Atâta timp cât este o autorizație, este o responsabilitate să facă acea cursă. Dacă nu o va face, ANTA va aplica exact așa cum scrie legea. Și eu îndemn toți transportatorii să iasă, să asigure transport oamenilor, pentru că tot ce facem noi este să ne asigurăm că oamenii au cu ce circula. Reporterii noștri l-au contactat pe unul dintre principalii organizatori ai protestelor, Oleg Alexa, care a anunțat despre suspendarea tuturor rutelor internaționale și regionale în perioada 27-29 februarie. Președintele Apota susține însă că planurile rămân neschimbate. Nu ne spiere aceste amenințări care sunt în stilul lui Borcuțiuc. Noi vom continua să protestăm, iar față de aceste amenințări, probabil vom apela și la organele de drepte și nu avem mare încredere că ei vor reacționa. Atunci când va aplica sancțiuni ca rezultat a participării noastre la protest, deci cu siguranță și noi vom cere aplicarea legii penale față de șefii la ANTA. Vom insista ca să ajungă mesajul și la ambasadele străine, la misiunea Uniunii Europene, la Comisia Europeană, că uite, atunci când noi cerem norme europene și criticăm, noi suntem numiți că suntem niște structuri destructive care nu știu ce încurcă Republicii Moldova și lui ministru și nu știu cu guvernul. Amintim că pe data de 15 februarie, transportatorii au ieșit din nou la protest în piața Marii Adunări Naționale, din motiv, spun ei, că noile modificări în codul rutier ar fi îndreptate de fapt împotriva lor. Se întâmplă în contextul în care pe data de 22 decembrie 2023, Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege elaborat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale pentru ajustări la legislația în domeniul transportului rutier. Compania Air Moldova este datoare clienților săi cu aproximativ 180 de milioane de lei. În context, peste 28.000 de oameni își așteaptă banii, anunță vicepremierul Andrei Spânu, în cadrul unui interviu la un post privat de televiziune. Potrivit oficialului, în prezent, banii sunt blocați în conturile operatorului Avia. Este adevărat, peste 28.000 de oameni trebuie să-și primească banii înapoi de la acest personaj, de la compania Air Moldova, care a intrat într-un proces de restructurare a datoriilor. Vreau să se cunoască că banii sunt blocați pe conturile acestei companii. Autoritatea Aeronautică Civilă a cerut în judecată ca cei care au cumpărat biletele cu cardul bancar automat să-și poată întoarcă banii. Nu este decizia judecății. Menționăm că Autoritatea Aeronautică Civilă a retras certificatul de operator aerian al Air Moldova, care îi permite să efectueze transport aerian comercial. La rândul lor, deputații PAS au prezentat o inițiativă care va permite clienților Air Moldova să-și recupereze banii pentru zborurile anulate. Însă și compania a început să anuleze zborurile în luna martie anului 2023, iar începând cu luna mai, a suspendat inclusiv vânzările de bilete, motivul oficial fiind lipsa avioanelor.
Guvernul susține însă că situația în care s-a pomenit Air Moldova este rezultatul fraudelor comise anterior și că operatorul are legături cu așa numita grupare Shore. La rândul lor, cei de la companie spuneau în 2023 că au fost denigrați public. Stimați reprezentanți ai conducerii țării, stimați parteneri, reprezentanți ai mass media, în numele celor peste 290 de specialiști, care sunt oameni și nu o grupare criminală, care au muncit cu dedicație ani în șir la Air Moldova, în numele cetățenilor și turiștilor țării noastre, care la ora actuală sunt aproape 70.000 de pasageri. Rugăm să opriți campania de distrugere pe care ați lansat-o împotriva noastră. Deși a fost administrată destructiv în perioada pe când era o companie de stat, Air Moldova, noi am rezistat cu stoicism față de toate impedimentele pe care le-ați creat. Lăsați-ne să zburăm! Revenind la Andrei Spânu, în alte ordine de idei, oficialul s-a referit și la podul transfrontalier Leova-Bumbăta și la cei 3 km de drum de acces la acesta, lucrări care au ajuns la 260 de milioane de lei. În societatea moldovenească sunt exprimate tot mai des suspiciuni cu privire la cheltuielile exagerate din buget pentru acest proiect, iar Procuratura Anticorupție a raportat că au fost efectuate peste 20 de percheziții în birourile unor angajați ai administrației de stat a drumurilor. Tot acest proiect a început în 2022. Deciziile pe acest proiect au fost luate de Comisia Situației Excepționale. Știți că în Comisia Situației Excepționale este și CNA-ul și Procuratura Generală, care inclusiv a votat pentru aceste decizii. Drumul a fost și podul a fost deschis în iunie anul trecut. Ce au căutat ei sau ce au așteptat ei ca să intervină atunci când în CSE s-au alocat bani, când a avut grupul de lucru pe selectarea companiei, pe soluția tehnică? Ce au așteptat ei ca să intervină de-abia în toamna anului 2023? Mai mult decât atât. Care a fost motivația lor să facă ce au făcut? Reamintim că Procuratura Anticorupție a anunțat pe data de 14 decembrie că a inițiat un dosar penal pentru abuz de serviciu împotriva conducerii administrației de stat a drumurilor. Potrivit legii, dacă vor fi găsiți vinovați, suspecții riscă o amendă de până la 117.000 de lei sau până la 7 ani de închisoare. Însă, până la decizia definitivă a instanței, aceștia beneficiază de prezumția de nevinovăție. Președintele Maia Sandu nu a avut întâlniri individuale cu reprezentanții companiei franceze Lagardère. Astfel a comentat șeful administrației prezidențiale Adrian Băluțel declarația reprezentanților companiei, în care cei din urmă au menționat că șefa statului i-ar fi încurajat să investească în aeroportul de la Chișinău. Vicepreședintele companiei franceze Lagardère a descris modul în care s-a născut ideea includerii aeroportului din Chișinău în lista proiectelor viitoare. La președinte moldave, Maia Sandu, était à Paris. În luna decembrie 2022, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a aflat la Paris în cadrul MEDEF International, care este o structură franceză care include investitori francezi. Ea ne-a încurajat să monitorizăm mai atent situația din jurul aeroportului Chișinău, menționând că aceasta ar putea fi o oportunitate de dezvoltare a afacerii pentru următorii ani. Am fost seduși de deschiderea acestei țări și de interesul autorităților față de un astfel de potențial investitor cum suntem noi. În plus, potențialul investitor francez a spus cu cine s-a întâlnit din partea autorităților moldovenești înainte de a participa la licitație. J'ai rencontré le ministre Alaiba. În iulie 2023 m-am întâlnit cu domnul ministru Alaiba la București în cadrul unui forum de investiții al Republicii Moldova, care a fost organizat la București. I-am arătat această prezentare, i-am spus despre dorința noastră de a investi în Republica Moldova și despre condițiile în care se poate face acest lucru. Nimeni de la firma Lagardère, nici eu, nici colegii mei, nu l-am cunoscut vreodată pe domnul Spânu. Nu investim nimic în infrastructura aeroportuară, pentru că nu suntem implicați în asta. Am vorbit doar de investiții în retail. Am vorbit despre o investiție de 3-4 milioane de euro. La rândul lor, cei din administrația prezidențială susțin că președintele Maia Sandu nu a avut întâlniri individuale cu reprezentanții companiei franceze Lagardère. Președinta Maia Sandu nu a avut niciodată nicio întâlnire individuală cu compania franceză Lagardère.
Totodată, președinta participă la multe forumuri internaționale de business, inclusiv în Franța, acolo unde participă zeci de investitori și acolo unde Maia Sandu promovează Moldova ca fiind un spațiu sigur pentru investiții de calitate care să contribuie la dezvoltarea economiei Republicii Moldova, la deschiderea a noi locuri de muncă și la creșterea bunăstării. Menționăm că autoritățile moldovenești au anulat licitația pentru spațiile comerciale de pe aeroport, inclusiv din cauza abaterilor din procedura în sine. Dat fiind faptul că au fost doar două companii înregistrate, dar și înregistrarea unor carențe în procesul de desfășurări a licitației, a fost luată decizia de a anula licitația și a o relansa. Vom depune tot efortul să atragem cât mai mulți participanți. Ulterior, Andrei Spânu a explicat că licitația a fost anulată, printre altele, pentru că caietul de sarcini nu a fost tradus în engleză. Conform legii, atunci când un spațiu sau un bun este scos la licitație de la o întreprindere de stat, aceste bunuri trebuie să fie mai întâi declarate ca bunuri neutilizate. Și după declararea lor, conform procedurii, se scot la licitație. Ce am observat noi și asta am observat în ultimele zile a licitației, că anumite spații care au fost incluse în caietul de sarcini, deci tot corect, în caietul de sarcini erau puse tot corect, nu au trecut prin această procedură. Aceasta putând fi un temei ca aceleași grupare să conteste legalitatea procedurii. Este interesant că pe parcursul acestei licitații o persoană și-a dat demisia de acolo. Cât despre investițiile necesare în aeroportul din Chișinău, potrivit lui Spânu, această sumă fluctuează în jurul a 200-300 de milioane de euro. Noua licitație începe pe data de 11 martie, iar ultima zi de depunere a dosarului este data de 25 martie. O reducere a tarifelor la gaze va presupune o scădere a prețurilor la încălzire și energie electrică. Astfel a comentat ministrul energiei Victor Parlicov decizia de miercuri a ANRE, privind ajustarea tarifului pentru flacăra albastră. Cu certitudine vor afecta consumatorul, în primul rând compensații nu beneficiază toți, dar prețurile reglementate vor scade pentru toți. Mai mult ca atât, odată cu scăderea prețurilor reglementate la gaze, veți vedea că vor urma și deciziile cu privire la modificarea prețurilor la energie termică și energie electrică produsă de ceturi. Remarcăm că opoziția extraparlamentară a subliniat în repetate rânduri că tarifele la gaze trebuiau reduse mult mai devreme. Bună oară, liderul partidului nostru, Renato Osatăi, a reamintit chiar că formațiunea sa politică a mers în instanțele de judecată pentru a cere reducerea retroactivă a prețurilor. Când am cerut să ieftinească gazul cu data din urmă, abia acum, o săptămână în urmă, deci pentru luna martie, este numită prima judecată la Rășcanov ca să ieftinim gazul cu data de urmă, cum am cerut un an în urmă. Totodată, fostul premier Ion Chicu a amintit că timp de 2 ani moldovenii au plătit cele mai mari prețuri din Europa, ceea ce a afectat negativ starea economiei și în special a industriei. Resursele energetice foarte ieftine era unul din avantajele investiționale comparative ale țării noastre. Din păcate, am avut o evoluție în ultimii 2 ani pe care o regretăm. Și a zis că s-a scumpit, nu s-a scumpit, au scumpit-o, deci au admis. Nu vreau să zic intenționat, dar iarăși, prin eficiență, prin dominare, cum s-au exprimat ei, am ajuns în situația respectivă. Evident că cel mai mult au fost loviți producătorii care, zicem, în sine costul lor, în costurile de producție, aveau factorul energetic foarte, zicem, cu pondere sporită. Totuși, șeful de la Energie a subliniat anterior că achizițiile se făceau la prețurile care erau pe burse în pregătirea sezonului rece, în primul rând pentru că autoritățile erau obligate să asigure disponibilitatea resurselor energetice. Acum, spune Victor Parlicov, există toate motivele pentru a privi evoluțiile cu optimism. Așa cum am spus, guvernul a făcut tot posibilul ca să fim gata de această iarnă. Ieșim din iarnă, prețurile pe piața internațională merg în jos, noi suntem pozitivi vis-a-vis de
evoluția prețurilor pe piețele internaționale și pornind de la prognozele prețurilor pe acest an, cred că ne putem asuma o reducere a prețurilor, iar Andreea va explica cu mult, cu lux de detalii, deci esența acestor cifre. Pentru noi este important ca oamenii să resimtă, uite, această tendință de scădere a prețurilor de pe piețele internaționale, să o resimtă și în facturile lor. Amintim că pe data de 21 februarie, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a aprobat o reducere a tarifelor la gaze pentru consumatorii finali cu aproape 3 lei, mai exact la 13 lei și 39 de bani fără TVA. Ulterior, șeful SA Moldova Gaz, Vadim Ceban, a spus că instituția pe care o reprezintă a luat act de rezoluția aprobată și a fost în general de acord cu decizia și argumentele autorității de reglementare, deși au existat anumite reclamații. De remarcat însă că discrepanța cheie în calculele furnizorului și ale agenției a fost prognoza cursului de schimb utilizat. SA Moldova Gaz a folosit prognoza oficială a Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, în timp ce ANRE a inclus în calcul cursul de schimb din ultimele 12 luni. A doua întrebare se referă la volumul și perioada de compensare a abaterilor de tarif pentru întreprinderile de distribuție a gazelor incluse în tarif. În prezent, nu există o amenințare directă la adresa Securității Republicii Moldova. Cu toate acestea, singurele riscuri rămân războiul hibrid și încercările de destabilizare a păcii în societate. De această părere este președintele Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Lilian Carp. Deputatul PAS și-a exprimat opinia în direct la un post privat de televiziune. Totodată, Carp a vorbit și despre viitoarea organizare la Tiraspol a așa-numitului Congres al Deputaților de toate nivelurile ai nerecunoscutei regiuni transnistrene. Trebuie să urmărim, nu cunoaștem nimic ce poate fi în capul lor, dar ei au mai făcut asemenea tentative, deci anterior, nu este pentru prima dată, deci acest lucru au mai făcut așa numite pseudo-referendumuri, dar și în asemenea condiții, clar că noi trebuie să fim foarte atenți despre acțiunile pe care le întreprind, declarațiile pe care le fac, pentru că ele afectează asupra securității noastre, iar noi trebuie să întreprindem măsurile necesare pentru a nu admite escaladarea situației. La etapa actuală nu există niciun fel de risc, dar lucrurile pot evolua decât de la zi la zi. Precizăm că așa numitul Consiliu Suprem al Transnistriei a adoptat o rezoluție privind organizarea unui congres al deputaților de toate nivelurile și a stabilit data de 28 februarie în acest sens. Argumentul adus fiind deteriorarea aspectelor socio-economice în procesul de negocieri dintre Tiraspol și Chișinău. Situația s-a înrăutățit brusc de la data de 1 ianuarie 2024, se datorează introducerii unei sarcini fiscale suplimentare sub formă de taxe vamale pentru entitățile comerciale și pentru antreprenorii individuali. Reamintim că la începutul acestei săptămâni, ambasadorul Comisiunii Speciale din Ucraina, Paun Rogovei, a vizitat Republica Moldova. După întâlnirile sale cu viceprim-ministrul pentru reintegrare Oleg Serebrean și cu așa zisul lider de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, pe site-ul Ministerului de Externe ucrainean a fost publicat un comunicat de presă, în care se spunea că Kievul va reacționa decisiv la orice tip de provocări legate de atragerea regiunii transnistrene în războiul din Ucraina și destabilizarea situației în Republica Moldova. Ucraina este exclusiv pentru o soluționare pașnică a problemei transnistriene, păstrând în același timp suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei în cadrul granițelor sale recunoscute internațional. În același timp, Kievul va reacționa decisiv la orice provocări care vizează atragerea regiunii transnistriene în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și destabilizarea situației din Moldova în ansamblu. Unii au scandat Găgăuzia este puternică, în timp ce alții au adus un omagiu țării românești. Joi, în proximitatea Curții Constituționale, a avut loc un protest, dar și un contraprotest. Din cauza numărului mare de persoane, oamenii legii au fost nevoiți să închidă circulația transportului pe o porțiune din strada Alexandru Lăpușneanu. Zeci de oameni din UTA Găgăuzia s-au adunat dis de dimineață în fața curții, magistrații căreia au continuat joi examinarea contestației autorităților de la Comrat privind modificarea codului fiscal. Oamenii protestează față de noile modificări legislative care prevăd rambursarea TVA-ului din bugetul autonomiei.
Între timp, un grup de oameni a organizat un contraprotest. Înarmați cu pancarte și vuvuzele, aceștia au scandat lozinci anti-găgăuzia. Mai mult, contraprotestatarii au încins și o horă. Între timp, oamenii legii s-au văzut nevoiți să redirecționeze traficul pe o porțiune din proximitatea Înaltei Curți. La asemenea evenimente, poliția asigură ordinea publică și securitatea rutieră, în contextul în care protestatarii nu se încadrează pe trotuar și ocupă o parte din carosabil. Pentru siguranța persoanelor, traficul este la necesitate restricționat pentru a preveni anumite incidente în trafic. Iar fostul premier Ion Chicu a explicat care sunt de fapt indignările celor care protestează. După modificările legislative la import, agenții economici din UTA Găgăuzia achită TVA și accizele la vamă în bugetul de stat. La export, ei trebuie să primească restituirea TVA din bugetul local. Evident, bugetul local al autonomiei nu are cum rezista acestei presiuni financiare. Aceasta este motivul indignării și al protestelor cetățenilor țării din regiunea găgăuză. Soluția ar fi aplicarea regulii generale privind perceperea și restituirea TVA pe tot teritoriul țării. Amintim că prima audiere în acest caz a avut loc pe data de 5 februarie. Precizăm că legea care completează articolul 6 din Codul Fiscal și prevede că Găgăuzia trebuie să ramburseze impozitele către întreprinzători, inclusiv taxa pe valoare adăugată din bugetul local în loc de bugetul național, așa cum se proceda înainte, a fost adoptată de Parlament și ulterior promulgată de președinte Maia Sandu în octombrie 2023. Legea mai prevede că în cazul în care suma pe care Găgăuzia trebuie să o plătească drept rambursări depășește veniturile bugetare, diferența va fi acoperită din bugetul de stat în anul bugetar următor. Guvernul nu vrea să politizeze subiectele atunci când este vorba de cetățeni, așa că invită toate părțile interesate să ia decizii concrete în folosul societății. Este reacția purtătorului de cuvânt al cabinetului de miniștri la protestul recent al reprezentanților și susținătorilor blocului comuniștilor și socialiștilor care a avut loc în fața clădirii guvernului. Miercuri, participanții la meeting s-au plâns că guvernul are bani pentru cheltuieli instituționale, pentru arme bună oară, dar nu și pentru bătrâni și bolnavi. Oamenii trăiesc la limită, în pragul sărăciei. Oamenii primesc facturi și se stresează, au infarct, pentru că după ce își trăiesc viața, câștigă o pensie maximă de 3.000 de lei, iar factura primită este de 4.000-5.000 de lei, doar pentru încălzire. Acesta este pur și simplu genocid. Tovarăși, cei care sunt la putere, ascultați-ne, vedeți-ne, așa nu mai poate continua. La rândul lor, cei de la guvern ne-au spus că nu comentează declarațiile participanților la meeting, ci invită cetățenii interesați la o conversație constructivă. Nu comentăm revendicările manifestanților și oricine are dreptul să protesteze, desigur, în condițiile legii și respectând drepturile altor cetățeni. Guvernul, la rândul său, continuă misiunea de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de viață prin programele și acțiunile realizate. Nu ne dorim politizarea subiectelor atunci când ne gândim la interesele cetățenilor și invităm toți actorii în societate să contribuie cu soluții concrete în beneficiul oamenilor. Experți, profesioniști și lideri de opinie din domeniul de afaceri din Republica Moldova, România, Italia, Polonia și alte țări s-au întrunit la ediția a doua a Forumului Economic de la Chișinău. Evenimentul cu genericul Investiții, Inovare, Integrare Europeană se va desfășura în perioada 22-23 februarie 2024. În cadrul ceremoniei de deschidere, premierul Dorin Recean a scos în revistă realizările țării noastre în domeniul economic pe parcursul ultimului an, dar și a subliniat necesitățile Republicii Moldova pentru o dezvoltare durabilă. 1. Suntem mai aproape de Uniunea Europeană. 2. Am mai deschis 4 piețe, mă refer la Luxemburg, Norvegia, Elveția. Avem mai multă securitate energetică. Dacă anul trecut, în anii precedenți, lucram asupra securității energetice, acum am creat o oportunitate ca să lucrăm și să investim în economia energetice. Republica Moldova are talent, Republica Moldova
are capacitate de a inova. Republica Moldova are nevoie de capitalul pe termen lung și de oamenii să vadă această oportunitate investițională aici. Totodată, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că obiectivul principal al guvernării este integrarea europeană și stabilitatea economică a țării. Investițiile, economia durabilă, economia puternică, contează foarte mult și are un rol foarte important în procesul de negociere. Pentru că, într-un final, oamenii, cetățenii noștri, trebuie să simtă beneficiile și avantajele procesului de integrare european. Aici, cel mai important rol îl au investitorii. Primul investitor care a făcut un lucru, cred eu, istoric anul trecut și nu doar anul trecut, a fost statul român și acest semnal trebuie să fie înțeles și descifrat și urmat de investitorii privați. Prezent la eveniment, Principele Radu al României a menționat că, indiferent de succesele obținute pentru moment, economia și relațiile economice durabile necesită eforturi zi de zi. Nu are cum să crească dintr-o dată, pentru că încrederea într-o țară, într-o guvernare, într-o parte a lumii se construiește zi de zi și construcția aceasta nu se încheie niciodată. E cu atât mai bine să vezi că sunt realizări atât de frumoase la Chișinău și la București, dar ele nu pot sta niciodată fără încurajare, fără sprijin. Trebuie mereu și mereu, în fiecare zi, să o iei de la capăt, convingându-i pe ceilalți că ești mai bun decât cei din jur. Forumul economic de la Chișinău este organizat de către Clubul de Afaceri International Business Society sub egida familiei regale a României în parteneriat cu Agenția de Investiții din Moldova. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Cei care vor să pună temelia unei afaceri sau să fie susținuți în activitatea pe care deja o au, se pot adresa către reprezentanții Incubatorului Municipal pentru Afaceri. În context, în acest an, municipalitatea prevede un buget de circa 20 de milioane de lei, susține primarul general al Chișinăului Ion Ceban. Este foarte important că există o cerere foarte mare pentru instruirea antreprenorială și noi vom ajuta tinerii de acasă, dar și cei care sunt aflați peste hotare, să beneficieze de aceste instruiri și ulterioare posibilități care sunt acordate de către Centrul Municipal pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului. Și anume, în continuare vor fi acordate granturi pentru inițierea afacerii personale de către acești beneficiari. Estimăm în acest an s-au planificat astăzi, a fost aprobat aproximativ 10 milioane lei pentru această acțiune. Asta ar însemna mulți tineri care își pot dezvolta propria afacere sau cărora le vom acorda acoperirea dobânzilor pentru afacerile care au fost deja dezvoltate. Ion Ceban s-a referit și la bugetul municipal pentru anul 2024, care, potrivit lui, urmează să fie făcut public foarte curând. Primarul Capitalei susține că bugetul va fi dezbătut așa cum prevede legea, cu participarea tuturor părților interesate sau vizate. Am intrat în ciclu de dezbateri publice și foarte curând bugetul va fi public. Taxele locale au fost dezbătute așa cum prevede legislația, deci minimum 15 zile, la fel va fi și cu bugetul municipal. Noi am finalizat toate procedurile pe taxele locale, urmează să le expunem și să facem aceste sinteze ca să includem nemijlocit la ședința Consiliului Municipal Chișinău când vor accepta consilierii acest lucru. Și imediat după va fi făcut public bugetul și îl vom dezbate la fel
acum am dezbătut taxele locale cu toate organizațiile implicate, toți care îi vizează. Totodată, Ion Ceban susține că municipalitatea va oferi cofinanțare pentru copiii din familiile social vulnerabile pentru ca aceștia să rămână la grupele cu program prelungit în școli. Cofinanțarea vine din partea municipalității și va exista pentru acei 6.000 de copii vulnerabili din familiile social vulnerabile. Ion Ceban a menționat că în Parlament echipa pe care o conduce a depus un amendament prin care cere ca aceste servicii să fie achitate din bugetul de stat în toate localitățile țării, inclusiv în Chișinău. Prima ieftinire a motorinei în ultimele săptămâni. ANRE anunță că vineri benzina se va scumpi cu 6 bani, iar prețul motorinei se va micșora cu 4 bani. Astfel, litrul de benzină va costa la pompă 25 lei și 11 bani, iar motorina va putea fi comercializată cu un preț maximum de 23 de lei și 0,3 bani per litru. Anterior, ANRE a anunțat că atât scumpirile cât și ieftinirile sunt rezultatul cotațiilor plaț la burse. Erau impuși să muncească fără a li se permite să mănânce sau măcar să bea apă. 21 de persoane din Republica Moldova și din România, victime ale exploatării prin muncă, au fost eliberați de către membrii Poliției Naționale din Spania. Potrivit autorităților spaniole, membrii organizației criminale au recrutat victimele în țările de origine din intermediul rețelelor de socializare, ca mai apoi să le impună să muncească în sectorul agricol. În urma operațiunii, polițiști spanioli au arestat 15 persoane. Aceștia au fost cazați în condiții inumane. Camerele aveau cabluri neizolate, ceea ce reprezintă un pericol grav și victimele riscau să fie electrocutate. Saltelele erau murdare, instalate pe cutii de colectare, iar pe pereții din baie era multă murdărie și mucegai. Membrii organizației criminale îi controlau pe ostatici să nu poată părăsi casele. Victimele lucrau până la epuizare, desfășurând diferite sarcini, activitatea lor principală fiind colectarea de fructe și legume. Responsabilii nu le permiteau de asemenea victimelor să bea sau să mănânce în timpul orelor de lucru, în ciuda temperaturilor ridicate și a efortului fizic pe care au fost nevoiți să-l depună. Aceștia au fost nevoiți chiar să caute de mâncare în coșul de gunoi. În timpul investigației au fost efectuate 7 percheziții în orașele Brenes și Catilana din Sevilla, în urma cărora au fost confiscate 3 mașini de lux, 5 machete de mari dimensiuni, un stilou de pistol, 15 telefoane mobile de lux, 3 calculatoare, diverse dispozitive de stocare, 9 ceasuri de lux, bijuterii, peste 37.000 de euro în numerar și diverse documente legate de anchetă. Operațiunea a culminat cu eliberarea a 21 de victime ale exploatării prin muncă și cu arestarea a 15 persoane în Catilana și Brenes, Sevilla, pentru infracțiunile de apartenență la o organizație criminală, trafic de persoane în scopul exploatării prin muncă împotriva drepturilor cetățenilor străini, de asemenea pentru furt de identitate și fals în acte. Continuăm cu știri externe. Noul pachet de sancțiuni al UE, cel al 13-lea, a fost adoptat de către ambasadorii Uniunii Europene. Despre aceasta anunță autoritățile Belgiei, care dețin în prezent președinția Consiliului UE. Pachetul respectiv este unul dintre cele mai ample aprobate de UE. Documentul va fi supus unei proceduri scrise și va fi aprobat oficial pe data de 24 februarie, a precizat reprezentanța. Bloomberg scrie că 60 de cetățeni ruși și 55 de companii vor fi supuse noilor restricții. Începând cu anul 2022, UE a introdus deja 12 pachete de sancțiuni împotriva Rusiei, ultimul fiind adoptat în luna decembrie. Acesta a inclus restricții privind importul de diamante neindustriale care au fost produse sau procesate în Federația Rusă. În plus, au fost introduse restricții la export pentru produse chimice, baterii cu litiu, termostate, motoare de curent continuu și servomotoare pentru drone. În același timp, au fost introduse restricții la import pentru sârmă din fontă, cupru și aluminiu. Rusia consideră că sancțiunile sunt ilegale. Partidul Popular European a nominalizat-o pe Ursula von der Leyen, candidatul unic la alegerile europene. Decizia a fost luată miercuri la Bruxelles de către membrii celei mai mari fracțiuni parlamentare. Ursula von der Leyen a câștigat sprijinul membrilor de centru-dreapta la o întâlnire recentă în Parlamentul European. Liderul grupului europarlamentar PPE, Manfred Weber, și-a exprimat încrederea în succes la scrutinul din luna iunie.
When I became party president, când am devenit președinte al Partidului Popular European, doar 7 prim-ministri și cancelari erau membri. Astăzi avem 12 dintre ei, iar cel mai probabil în luna iunie vom avea în rândurile noastre 14 șefi de stat și de guverne. Partidul nostru este din nou lider. Potrivit sondajelor de opinie, Partidul Popular European va rămâne cel mai mare grup politic, dar va avea nevoie de aliați pentru a obține o majoritate parlamentară. Întrebată despre o posibilă cooperare cu partidul politic, conservatorii și reformiștii, care sunt considerați eurosceptici, Ursula von der Leyen a precizat că această conlucrare ar depăși linia roșie a partidului său. The cut-off line is, do you stand for democracy? De această parte a liniei roșii sunt cei care susțin democrația, ne apără valorile, susțin cu fermitate statul de drept, susțin Ucraina și luptă împotriva încercării lui Putin de a slăbi și de a diviza Europa. Asemenea, politicieni sunt cu noi. Printre acești politicieni nu se numără premierul ungar, care a anunțat că partidul său Fidesz se va alătura conservatorilor și reformiștilor europeni după alegeri. Viktor Orban a fost aspru criticat pentru că a blocat eforturile UE de a ajuta Ucraina mai multe luni de zile. În afara unei posibile alianțe cu fracțiunea majoritară, rămâne încă un partid conservator, Legea și Justiția poloneză. Bruselul a acuzat Varșovia de încălcarea principiilor statului de drept. Fermierii francezi continuă să protesteze împotriva politicii agricole a țării. Premierul Gabriel Attal a promis noi măsuri pentru a majora veniturile agricultorilor și pentru a garanta prețuri corecte. Guvernul francez dezvoltă o serie de măsuri speciale pentru a asigura o creștere a veniturilor fermierilor. Premierul Gabriel Attal a făcut declarația ca răspuns la protestele în curs ale lucrătorilor din sectorul agricol. Se preconizează că noua lege va fi gata până la vară și se va adăuga la Egalim, care deja există și care obligă lanțurile de retail să achiziționeze produse agricole la prețuri corecte. À la fin, personne n'y gagnerait. Am auzit apelul fermierilor, ne-am luat angajamente și suntem în proces de implementare. Aceasta este doar începutul unei noi pagini pe care o scriem împreună cu ei. Gabriel Attal promite că va asigura suveranitatea alimentară a fermierilor și le va acorda un statut special, dar nu toți consideră convingătoare asigurările premierului. Există sentimentul că guvernul francez încearcă să calmeze furia fermierilor înaintea expoziției agricole care se inaugurează pe data de 24 februarie. Sper că nu acesta este scopul lor, dar este timpul să acționăm. Avem nevoie de măsuri concrete. Anterior, un grup de fermieri a blocat o porțiune a principalei autostrăzi A62 din sud-vestul Franței. În ciuda promisiunilor premierului, protestatarii au refuzat să înlăture baricadele. Comisia Europeană a lansat o anchetă în care este implicată rețeaua de socializare TikTok. Aplicația va fi verificată pentru încălcări ale legii privind serviciile digitale, în special modul în care copiii sunt protejați de conținutul dăunător și cât de transparentă este publicitatea. Informația se regăsește pe site-ul Comisiei Europene. Unul dintre purtătorii de cuvânt al TikTok a declarat că compania va continua să lucreze cu experți și cu reprezentanți ai industriei pentru a păstra siguranța tinerilor în aplicație și speră că acum pot explica această activitate în detaliu Comisiei Europene. Conform regulilor, platforma s-ar putea confrunta cu o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală. Menționăm că proiectul de lege în zona euro a intrat în vigoare pe data de 17 februarie. Documentul obligă platformele mari să reglementeze strict conținutul pentru a crea un mediu online sigur. 19 giganți digitale au căzut deja sub influența legii. Marina Britanică a efectuat o lansare nereușită a unei rachete balistice intercontinentale dintr-un submarin nuclear, scrie ziarul Vesan. Potrivit raportului, racheta a căzut în ocean la câțiva metri de submarin, la bordul căruia se afla și ministrul apărării Grant Shapps. Incidentul a avut loc în timpul unui exercițiu de antrenament pe data de 30 ianuarie în largul coastei Floridei. Ministerul apărării al țării susține că a apărut o anomalie în timpul lansării și au subliniat că testul a confirmat eficacitatea descurajării nucleare britanice.
Medicii care protestează în Coreea de Sud sunt amenințați cu închisoare dacă nu pun capăt grevei. Vorbim despre 3 ani de privare de libertate și retragerea licenței. Anunțul a fost făcut de către ministrul adjunct al sănătății în cadrul unui briefing de presă. Park Min-soo a remarcat de asemenea că încă aproximativ 9.000 de oameni au renunțat la protest în timpul zilei. Drept urmare, peste 100 de spitale din întreaga țară anulează sau reprogramează pacienții și folosesc activ telemedicina. Ca răspuns la grevă, autoritățile au sporit numărul de ore de lucru în spitale și au atras medicii militari să examineze pacienții. Amintim că activiștii se opun majorării cotei anuale pentru universitățile de medicină la 5.000 de locuri. Oficialii explică inițiativa prin lipsa de personal. Lucrătorii din domeniul sănătății spun că măsura nu va rezolva problema, ci doar le va afecta câștigurile. Fermierii din India și-au reluat marșul de protest în New Delhi. Se întâmplă după ce sindicatul nu a ajuns la un acord cu cabinetul de miniștri. Activiștii protestează de aproximativ 2 săptămâni. Aceștia cer introducerea prețurilor minime de achiziție pentru 23 de tipuri de produse agricole, inclusiv pentru achiziționarea de cereale, porumb, bumbac și fasole. Autoritățile au propus stabilirea unor prețuri fixe pentru o parte din recolta unor culturi. Cu toate acestea, fermierii nu au fost mulțumiți de aceste condiții. În Spania, polițiștii caută un bărbat care a intrat într-o cramă și a eliberat 60.000 de litri de vin din rezervoare. Incidentul s-a întâmplat la locul de producție al întreprinderii de elită Sera și a fost surprins de camerele de supraveghere. O persoană necunoscută s-a strecurat noaptea pe teritoriul unei crame de elită din orașul Ribera del Duero și a deschis robinetul unuia dintre rezervoare cu vin roșu. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere. Bărbatul a deschis mai multe containere, dar proprietarii companiei au subliniat că doar 3 dintre cele 6 erau pline. Proprietarul cramei susține că bărbatul cu pricina le-a deschis de parcă ar fi știut cum funcționează întreprinderea din interior. Prejudiciul cauzat cramei s-a ridicat la aproximativ 2 milioane de euro. Identitatea infractorului este în curs de stabilire. O navă de marfă s-a ciocnit într-un pod rutier și a demolat o parte a structurii din provincia Guangdong din sudul Chinei. Incidentul, care s-a soldat cu decese, a avut loc la ora locală 5:30 în regiunea Nansha. Nava cu containere s-a ciocnit cu unul dintre suporturile podului rutier Lisinsha. Acesta nu a rezistat coliziunii și o parte a carosabilului s-a prăbușit. În urma impactului, un autobuz a căzut în apă, 2 persoane au murit, iar 3 sunt încă dispărute. Scafandrii lucrează la locul incidentului. Controlul temporal al traficului a fost introdus acum pe trava și carosabilul podului. Navele și vehiculele care trec sunt sfătuite să ocolească podul. Potrivit presei locale, proiectul de consolidare a podului a fost amânat de 3 ori și în 5 ani din motive necunoscute. Un smog gros a acoperit orașul Milano. În prezent, nivelul de poluare a aerului din metropolă este de 24 de ori mai mare decât standardele stabilite de OMS. Locuitorii se plâng de iritații ale ochilor și ale gâtului. Experții spun că unul dintre principalele motive ale fenomenului meteorologic este lipsa prelungită a precipitațiilor în regiune. Milano este unul dintre cele mai poluate 3 orașe din punct de vedere al calității aerului, după Chengdu din China și Dhaka din Bangladesh. Autoritățile mexicane au declarat din nou un nivel de alertă galben. Motivul este vulcanul Popocatépetl, care varsă fum și cenușă deja de 2 săptămâni. Emisiile ajung la o înălțime de 3 km, iar orașele din apropiere sunt acoperite de cenușă. Unul dintre cei mai activi vulcani din țară este situat la doar 70 de km de Mexico City. În funcție de numărul de erupții și de durata acestora, Serviciul Național de Protecție Civilă ridică sau scade de nivelul de alarmă. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Nu uitați să ne urmăriți în continuare. În grila postului nostru de televiziune se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni de divertisment și talk show-uri politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. Să aveți o noapte liniștită!